Nu toate guvernele României de după Revoluție au fost excepționale, ca să fiu prietenos. Nu toate au fost unele pe care le-am lăudat și le-am face acum o panoplie de o galerie de onoare. Dar nimeni, și mi-asum aceste cuvinte, nu și-a permis să facă ceea ce face Marcel Ciolacu în această toamnă. Și-a dat derogare de la legea responsabilității fiscal-bugetare, de la codul fiscal. Codul fiscal spunea, dacă vrei să modifici taxele, trebuie să o faci cu 6 luni înainte de intrarea în vigoare. De la legea finanțelor publice. Deja nu se mai respectă absolut nimic de la Constituție, finalmente, pentru că Constituția spune destinațiile banilor publici se stabilesc de către forul legislativ, dacă e vorba de bugetul central, de către Parlament, da, acele rectificări care trebuie făcute sunt supuse votului Parlamentului. Iar dacă e vorba de bugetele locale, de consilii locale și județene. În momentul de față folosesc fondul de rezervă ca un buget paralel, guvernează de parcă ar fi căzut o bombă atomică în România. Da? Asta este, de fapt, cataclismul care nu s-a întâmplat niciodată. N-a explicat absolut nimeni de ce au construit un buget cu deficit 70 de miliarde de lei, mare și ăla, dar ok, asta a fost construcția bugetară, vom cheltui cu 70 de miliarde de lei mai mult decât încasăm. Și am ajuns la 120. De unde 50 de miliarde de lei? Ce s-a întâmplat dramatic în ultimele 8 luni cu economia României? Păi s-o fi întâmplat Căciu, pentru că nu știu dacă ați observat, dar suntem în situația asta interesantă în care un ministru PSD, Căciu, care a făcut bugetul pe anul ăsta atât de prost încât toată lumea din coaliția asta s-a luat cu mâinile de cap finalmente, era sub premierul penelist Ciucă. Și au mers jumătate de an în felul ăsta. A venit premierul PSD-ist Ciolacu, căruia colegului din partid i-a lăsat moștenire povestea asta, și acum împreună cu ministrul penelist Boloș sunt cei mai mari dușmani ai acestui deficit, dacă ați observat. Adică aici, cumva, lucrurile ei se feresc să le deconteze explicit. Dom'le, de vină sunt Ciucă și cu Căciu până la urmă pentru adică toată PSD situația asta. PSD și PNL dau vina pe PSD și PNL. Încrucișat așa, cumva. Da, încrucișat, dar tot e greaua moștenire. De Boloș, care vorbește de dimineața până seara acum despre acest deficit, despre dezmăț, că e cuvântul lui preferat, fiscal, despre tot felul de cheltuieli ale primarilor, numără beculețele, numără baxurile de hârtie igienică. Cum vedeți chestia asta? Ce părere aveți despre retorica asta? Sunt de 2 ani la guvernare, o perioadă destul de lungă pentru istoria recentă a guvernărilor din România, deci își asumă în întregime ce se întâmplă acum. Că încearcă tot felul de alba-neagră de asta, nu știu dacă se mai schimbă o dată Ciolacu cu Ciucă, din nou o iau de la zero, e vina celui dinainte și tot așa. Nu funcționează responsabilitatea. Dar de data asta chiar e o vină care se poate atribui cuiva. E o vină pentru că există un fir roșu care unește această guvernare PSD-PNL. Adică pe Ciolacu, într-o anumită privință, am impresia că l-a lovit trenul într-un fel, găsind toată povestea asta, căruia nu știu dacă prietenul Ciucă, care a înțeles sau n-a înțeles despre ce e vorba, ce se întâmplă în subordinea lui în guvern, i-a și relatat-o la predarea mandatului. Vezi că ți-am lăsat o mare gaură și vezi că trebuie să o acoperi cumva. Da. Zic doar, mă întreb. Vă contrazic, pot dacă pot. Domnul Ciolacu știa foarte bine, ministrul de finanțe Căciu e de la el, de la Buzău, un om foarte apropiat, știa exact ce fac acolo, dar este o linie, un fir roșu care unește această guvernare, indiferent de cine a fost la finanțe, că s-au făcut permutare între finanțe și fonduri sau între premieri. Minciuna. Acel buget e unul mincinos. Am spus-o, este pe bandă în 15 decembrie, am spus-o și noi, a spus-o și Consiliul Fiscal, mai timid așa, domnul Deanu trebuie să-și găsească un pic vocea mai puternică, a zis, veniturile sunt supraestimate, cheltuielile sunt subestimate, deci era clar de la început că e mincinos. De ce? Pentru că vor să ascundă dimensiunea dezastrului. Asta este ceea ce face și Boloș împreună cu Ciolacu în momentul de față.